găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Dialog Social. Ne aflăm în Comuna Prigoria, realizăm un interviu cu doamna primar Iuliana Iliescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit la cea de-a 31-a ediție a sărbătorii Fiii Satului Zorlești. Mă bucur extrem de mult că este pentru prima dată când reușesc din funcția de primar să organizez un eveniment și sper de acum încolo să am ocazia să organizez cât mai multe evenimente de acest gen care aduc bucurie în rândul oamenilor și ne identificăm și noi ca o comună cu tradiții culturale în județul Gorj. Exact în ce constă manifestarea de astăzi, acțiunea de astăzi? Manifestarea de astăzi constă într-un campionat de fotbal între echipele din satele comunei Prigoria. Câștigătorilor le vom oferi cupa Fiii Satului Zorlești. După aceea avem un program artistic susținut de tinere talente din comuna Prigoria. Sunt foarte mulți copii talentați care sunt și la Școala Populară de Artă și și-au exprimat dorința să facă singuri un program artistic pentru evenimentul de astăzi. I-am susținut din toată inima. M-am ocupat de organizare și sper ca acest program să fie rampa lor de lansare și să devină, cum își doresc, mari artiști. Vă doresc multă sănătate, să aveți numai realizări și de-a lungul timpului să aveți fii ai satului cât mai înțelepți și cât mai folositori acestei comune. Astăzi am reușit să invit doi fii ai satului care au avut o contribuție deosebită pentru satul dumneavoastră, pentru comuna dumneavoastră. Aș vrea să nu înțelegeți că vreau să politizez acest eveniment. Am simțit însă nevoia să sprijin acest eveniment, să fie o organizare deosebită, iar dumneavoastră să petreceți o zi minunată alături de cei dragi. Aș vrea, pentru început, să dau cuvântul unui domn de cultură deosebit al satului dumneavoastră și care va reaminti celor mai tineri care este istoria acestui eveniment și istoria satului Zorlești. Vă invit, domnul Filipoiu Beșenă. Bună ziua, doamnă primar, domnilor membri ai Consiliului Local, părinte paroh, doamna Butaru, decanul de vârstă, presupun, al satului în momentul de față. N-am să vă țin mult de vorbă, pentru că condițiile nu sunt tocmai de stat în soare. Am să vă spun doar că în urmă cu 31 de ani, în acest loc, de fapt în fața ceea ce se cheamă muzeu, a fost prima ediție. A durat 3 zile. 30 a căzut într-o vineri, sâmbătă a fost 31 și duminică, atunci când a fost maximum al întâlnirii, a fost 1 septembrie. Am început cu inaugurarea muzeului. Muzeu care acum, din păcate, arată cum arată, nu mai are niciun exponat în interior și e ruină și pe afară și pe dinăuntru. Mă bucur din tot sufletul că doamna primar a avut această inițiativă. Sper ca să nu fie doar un foc de paie. Sper de asemenea că muzeul se va reface, că exponatele care au fost distruse vor fi reînnoite cu altele pentru că alea nu mai sunt și că într-adevăr sărbătoarea satului Zorlești să devină tradițională și să ajungă la vârsta la care satul însuși este. Satul în momentul de față are 481 de ani de atestare documentară.
Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc că ați venit, sper ca edițiile viitoare să fie mai reușite și dau din nou cuvântul doamnei primar. Îi mulțumim domnului Filipoiu și am să-l rog să ne acorde tot sprijinul pentru readucerea la viață a Muzeului Satului Zorlești. În continuare, vreau să vă prezint pe onorabilă doamna satului dumneavoastră, doamna Maria Butaru, care de-a lungul vieții a avut onoarea să fie și primar al comunei Prigoria. Este o doamnă deosebit de înțeleaptă, are multe povești de viață și o felicit că a ajuns la venerabila vârstă de 91 de ani. În Consiliul Local, la inițiativa domnului consilier de Zorlești, Butaru, am hotărât să-i acordăm doamnei Butaru titlul de cetățean de onoare al comunei Prigoria. Să o felicităm! Doamna Butaru este pentru prima dată în comuna Prigoria când se acordă un astfel de titlu. Vă felicit că sunteți cea care ați obținut această distinție. Vă dorim multă, multă sănătate și multe ediții ale satului Zorlești alături de noi. Vă rog să primiți din partea Consiliului Local Prigoria această înaltă distinție și încă o dată vă felicităm. Asta vreau să spun. Aș vrea să-i acordăm cuvântul doamnei Maria Butaru și vă rog să o ascultați cu multă atenție. Dragi cetățeni ai satului Zorlești, eu deocamdată numai dumneavoastră mă adresez. Cu dumneavoastră am muncit 15 ani. Am fost primar, am făcut clădire, am făcut lumina electrică. Doamnă primar, doamnă fostă primar, iubiți enoriași și invitați ai zilei satului Zorlești, ediția 31, după cum am înțeles, am vrut să fiu alături de dumneavoastră la invitația doamnei primar și sperăm ca în continuare, cu ajutorul dumneavoastră, cum ați ajutat și până acum, vreau să fiți alături de mine, cu sprijinul acordat, dacă vom obține acel proiect, să facem și biserica, ca și muzeul acesta, să le reabilităm, să le restaurăm și peste câțiva ani de zile să resfințim și noi această biserică, care are, e făcută în 1775, vă dați seama că are vreo 200 și mai bine de ani, și dacă așa s-a impus forurile noastre bisericești ca să restabilim și să restaurăm acest monument istoric, n-avem decât să mergem înainte și deși mai am câțiva până la pensie, nu voi da înapoi. Am mers și am făcut toate demersurile până acum, m-am zbătut și mă zbat chiar și cu banii dumneavoastră, dar și ai mei personal. Am bătut drumurile la Craiova de atâtea ori în fața înaltului mitropolit și sper ca acest an sau la anul ce vine să obținem acel proiect european prin care ne va finanța.
ar fi să discutăm despre activitatea culturală a comunei Prigoria, care ar fi aceea? Mai aveți și alte manifestări, alte acțiuni? Da, vor fi acțiuni. Acum, pe 8 septembrie, este o altă acțiune la satul Negoiești, Sfânta Maria. Vedeți, aici la Prigoria, cam în fiecare sat există o zi tradițională. Călugăreasa au Rusaliile, Zorlești au Fiii Satului, Negoiești au Sfântă Maria. Și oamenii din satul respectiv își organizează în fiecare an acest eveniment, dar bineînțeles că un sprijin din partea autorității locale este binevenit ca evenimentele să se desfășoare mult mai organizat și să simtă într-adevăr că în comuna lor se ocupă primarul de evenimentele din comună, de viața lor socială, de viața lor culturală și de problemele lor. În această scurtă perioadă de când ați fost ales primarul comunei Prigoria, ce ați reușit să faceți? La ce lucrați? Prima lună recunosc că a fost o lună de adaptare până când am preluat cu adevărat problematica unei primării. Și în paralel am încercat să țin ritmul cu proiectele care le-am găsit în derulare. Cel drept puține la număr, dar sper ca de la anul să demarăm mult mai multe proiecte, pentru că în comuna Prigoria sunt foarte multe lucruri de făcut. Începând de la infrastructură, cu drumuri care trebuiesc amenajate, asfaltate, un sistem de canalizare, un cămin cultural, un sediu de primărie și multe, multe alte probleme. Totodată am demarat și programul național de cadastrare gratuită, am depus documentația la OCPI și în cel mai scurt timp vom încheia contractul de finanțare și vom demara lucrarea. Se știe că această problemă a fondului funciar și a cadastrului este una care a dat bătăi de cap și cetățenilor, nu numai celor din comuna Prigoria, și autorităților locale. Personal, sper ca acest program să facă lumină și fiecare om să fie pe deplin stăpân pe ceea ce a moștenit de la părinții lui, de la străbunii lui, și să putem să demarăm și proiecte, pentru că acum nu se mai pot depune nici proiecte pe fonduri europene și nu se pot face tranzacții între cetățeni dacă nu este făcut cadastru. Oamenii au primit cu mare bucurie acest program, chiar dacă anul acesta nu vom reuși să facem foarte multe imobile, la anul vom demara în forță acest program. Ați preluat o comună plină de probleme, din păcate. Care ar fi prioritățile pentru perioada următoare? V-am spus, este greu să stabilești priorități atunci când nu găsești mai nimic făcut. Dar ceea ce mă bucură pe mine foarte mult, că am o echipă de consilieri foarte înțeleaptă și au înțeles să punem toți umărul să facem o strategie de dezvoltare pentru comuna Prigoria pe termen lung și proiectele pe care le vom demara noi să poată fi utile cetățenilor pe termen lung, indiferent ce administrație ar veni, să recunoască efortul nostru că am demarat proiecte care vor duce la dezvoltarea armonioasă a comunei Prigoria. Drumurile sunt prioritatea numărul 0, mai ales că mai avem puțin și se apropie sezonul rece și trebuie să fie practicabile în timpul de iarnă. În momentul acesta nu sunt practicabile multe dintre ele.
Da, chiar și drumul județean este distrus. Am făcut adrese către Consiliul Județean să fie remediate porțiunile de drum acolo unde au apărut alunecări și mai ales că avem conducta de apă care trece pe lângă drumul județean și există riscul să fie secționată conducta de apă. Dumnealor au venit, au inspectat zona, ne-au promis că vor interveni. Acum rămâne de văzut să vină să și lucreze. În ce ne privește pe noi, drumurile sătești, drumurile comunale, avem un utilaj la nivelul primăriei și cu același, cu oamenii de la ajutor social, cu tot ce putem să le întreținem, cel puțin să nu fie întrerupte pe perioada de iarnă. O altă prioritate este pregătirea pentru noul an școlar. Am fost de la toate școlile, s-a făcut igienizarea. Anul acesta, cu sprijinul domnului director de școală și al domnului inspector, am reușit să menținem o grădiniță chiar în acest sat, care era pe punctul de a se desfința, și copiii să fie transportați cu microbuzul la comuna Prigoria. Ceea ce mie personal nu mi s-a părut normal, având un local în care s-au investit bani și care pe viitor ar putea fi îmbunătățit și să fie chiar o grădiniță cu program prelungit. Ar fi necesară o grădiniță cu program prelungit? Ar vrea părinții, ar dori părinții așa ceva? Sigur că da. Eu cred că în ziua de astăzi, când părinții sunt foarte ocupați și dorința asta de a avea un trai cât mai decent necesită ca ambii părinți să fie cu serviciu, ar fi un sprijin real pentru mămicile din satele respective. Deocamdată am reușit să le facem program prelungit, program normal, pentru că au fost câțiva ani când cei mici veneau la grădiniță din două în două săptămâni, pentru că se făcuse comasarea grădinților și nu era nici numărul necesar de copii. Anul acesta, acum la grădiniță copiii veneau din două în două săptămâni? Am avut doi ani în care grădinița funcționa o săptămână la Zorlești, una la Prigoria sau una la Călugăreasa și una la Negoiești, cu o singură educatoare, și am vrut să pun capăt acestui obicei care, din punctul meu de vedere, nu era în folosul copiilor, să nu aibă continuitate în procesul de învățământ. Și mi-am asumat acest lucru și voi finanța un post de educator de grădiniță din bugetul local ca să pot realiza acest lucru. Pe viitor vom vedea ce putem face să obținem și încă un microbuz, pentru că avem o comună foarte întinsă, satele sunt la depărtare unul de celălalt, dimineața este o problemă ca un singur microbuz să transporte elevii la școli, și atunci vom face demersuri să mai obținem încă un microbuz ca să remediem și această problemă. Unitățile de învățământ sunt pregătite în principiu pentru noul an școlar 2016-2017. Da, și la noi sunt deficiențele care sunt la toate școlile. Sunt acele autorizații ISU pe care nici noi, din păcate, nu le avem. Necesită destul de mulți bani din bugetul local, dar eu sper să găsesc soluția cel puțin pentru două dintre ele. Școala de la Prigoria, unde sunt concentrați elevii 5-8 și o parte din 1-4, și școala de la Bucșana, care iarăși este o construcție nouă și are nevoie de această autorizație.
grupurile sociale care să fie adaptate pentru persoanele cu handicap le vom îmbunătăți și la cele existente vom găsi soluția ca să atingem și această condiție impusă. Rampe avem. Luna viitoare sper să fac licitația pentru combustibilul pentru iarnă și, în general, cum să vă spun, în fiecare zi țin legătura cu șefii de instituții, cu compartimentele mele, vedem ce probleme sunt, ce putem rezolva. Eu zic că ne descurcăm destul de bine, deși recunosc că la început am avut ceva emoții, gândind că sunt atâtea probleme nerezolvate, dar cu răbdare și înțelegere din partea și a mea și a cetățenilor și a echipei de consilieri, deja începe să fie chiar frumoasă viața de edil, ca să zic așa. Rețea de canalizare, rețea de apă potabilă, cum stați la capitolul acesta în statele componente? Apă potabilă avem de aproximativ 10 ani, la ora actuală este funcțională. Ați avut probleme în vara aceasta? Am avut ceva probleme, dar le-am remediat, erau niște puțuri care nu mai funcționau și era riscul să fie nisipate, dar s-a rezolvat problema. Avem un proiect de canalizare, dar din păcate sunt ceva probleme la proiect și până când se găsește soluția tehnică nu putem demara lucrarea. Dar eu consider că și acolo lucrurile se vor rezolva. Restul alte probleme? Dacă ar fi să discutăm pe fiecare sat în parte, principala problemă din fiecare sat? Da. Din punctul meu de vedere și la fel consideră și oamenii, la satul Negoiești am o problemă deosebită, o alunecare de teren pe drumul principal care intră în sat. Ce porțiune? E o porțiune de 100 de metri, dar problema este că este singura cale de acces în satul respectiv și am semnalat această problemă la situațiile de urgență pentru că totul s-a agravat în urma ploilor din vara aceasta. Am depus un proiect care a plecat la guvern. Așteptăm acea hotărâre de guvern și dacă va veni în timp util, putem demara lucrarea să construim acolo două ziduri de sprijin care să remedieze pe termen lung și foarte lung situația. Pentru că acolo s-au investit în fiecare an bani, dar fiind un teren cu probleme de alunecare, investițiile erau în zadar. Și dacă alunecarea avansează, Doamne ferește, pot rămâne izolați, fiind singura cale de acces? Este marea problemă și eu sper că cei cărora le-am semnalat această problemă au realizat gravitatea situației și mă vor sprijini. În principiu, câte familii stau în satul acesta Negoiești? Negoiești sunt aproape 500 de cetățeni, deci este o comunitate care poate ridica probleme. Noi mereu am avut probleme și cu școala și cu grădinița. În timpul iernii microbuzul nu putea să urce până acolo ca să ia copii. Și copiii mergeau pe jos cam câți kilometri? Mergeau aproximativ 2 kilometri până când reușeau să ajungă la calea ferată de unde puteau să ia microbuzul. Nu pot să închei contracte pentru resturi menajere pentru că iarna mașina nu poate să urce acolo ca să ia gunoiul. Deci chiar este absolut necesar. Este o urgență să se facă drumul acela. Da, o urgență majoră. Și pentru copii, până la urmă, să meargă 2 km dus, 2 km întors? Primul rând pentru copii, da. Vă mulțumesc mult pentru toate aceste amănunte. Mulțumesc și vă mai aștept.
Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Dialog Social în Comuna Prigoria. Ați urmărit, doamnelor și domnilor, un interviu cu doamna primar Iuliana Iliescu. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție.